Iubiți frați și surori în Domnul, o asemenea zi sfântă în care Dumnezeu ne-a învrednicit ca să fim părtași la acest Ierusalim românesc al nostru, care este mănăstirea Putna. Este greu să ne despărțim unii de alții, pentru că însușirile Sfințeniei sunt în primul rând privirea față către față a seminilor, gând către gând și inimă către inimă. Numai cu aceste valori și cu aceste forțe, Sfântul Voivod Ștefan cel Mare a putut să biruiască. O primă și foarte însemnată învățătură pe care trebuie să o păstrăm este aceea, iubiții mei, că atunci când Dumnezeu vrea, se biruiesc legile firii, se depășesc. Iată, nu numai timpul care puțin ne îngrijora pe unii din noi cu ploaia aceasta neașteptată, a venit acum soarele, care este imaginea soarelui dreptății, a soarelui credinții noastre, o primă mărturie că Sfinții lui Dumnezeu se bucură ca și noi, dacă nu într-o măsură mai mare decât noi, de cele de laudă, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și cum să nu fie de laudă o asemenea adunare creștină? Aceste adunări le-a însuflețit odinioară marele nostru poet național Mihai Eminescu, care a ascultat acum și el din lumea ființării lui dincolo de zare cei ce se petrece astăzi aici cu Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, pe care el îl făcea cunoscut lumii întregi de atunci. Și iată, astăzi noi am primit aici și am ascultat cuvinte de mare folos și istoric și artistic și de simțire patriotică în același timp. Europa, prin glasul preafericitului Sava al Varșoviei din Polonia, prin glasul înalt preasfințitul Antonie de Padua, își îndreaptă gândul acela al credinței, care continuă roadele rădăcinilor puse de Mântuitorul Iisus Hristos în lume pentru biserica sa. Într-un fel, ați ascultat aici cuvinte europene, cuvinte creștine, ca un răspuns la ceea ce de atâtea ori Sfântul Voivod Ștefan cel Mare îndrepta către Europa, către regii Europii și către Papa Romii. Iată astăzi o altă minune mare care s-a săvârșit astăzi, că am primit românii din toate colțurile lumii. Este o primă mare înfăptuire pe care trebuie să o avem noi astăzi, când ne-am întâlnit aici, cu emoții i-am primit și ne-am îmbrățișat cu frații români-americani, pe care îi cunoșteam din scriși, din auzite, cu alții, de asemenea, din Germania, din Italia, care de mult n-au mai fost la noi, dar iată acum, ne regăsesc, vă regăsesc pe dumneavoastră, vă regăsesc să îndulceze costumile acestea ale dumneavoastră, de pruncii dumneavoastră sfinți, ca niște îngeri, cinstind pe apărătorul creștinătății, pe ziditorul de biserici și de mănăstiri, cele două mari coloane
ale activității și lucrării domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt nu se găsesc oriunde. Asemenea porți împărătești ca în Bucovina și în Maramureșul Voivodal, asemenea lucrări de mână și asemenea aspect și peisaj înflorit și mirezmat cu tămâie, cu zmirnă și cu mirul cu care a fost uns și Ștefan cel Mare ca domnitor. El, iată, se bucură astăzi împreună cu noi. Se bucură pentru că el, chiar cu trupul său, cu mormântul său de aici, a apărat hotarele țării noastre. Frații basarabieni sunt aici și ucranieni. Ei știu adevărul acesta, cum îl știau părinții bătrâni din mănăstirea aceasta, care-i povestea lui Eminescu, cum într-o noapte foarte îngrijorătoare, după 1777, clopotele lui Ștefan cel Mare, pe rând, de la cel mai mic până la cel mai mare, au început să sune singure. Au exprimat tristețea, durerea acestei colți de țară, Bucovina, care pusese ocupată la 75. Și ce durere pe această mănăstire și alte mănăstiri care au dispărut din geografia și din istoria noastră aproape, păstrate numai în documente, așa ca Putna. Și Putna, revin la ideea de a salva hotarele țării cu mormântul său de aici. Știți și trebuie să știți, trebuie să știe elevii din școală, tinerii studenți, ai căror înaintași vineau cu curaj la chemarea lui Eminescu la Putna, al căror curaj deschideau și biruiau toate opreliște în deceniile de dictatură comunistă, când nu mai era voie să vină să circule autobuzele spre monumentele istorice, mai ales aici în Bucovina și în Neamț. Și ei, tinerii cu curajul lor, cu credința lor puternică, le-au biruit, le-au înfrânt. Pe toți i-a însuflețit Ștefan cel Mare, pe tineri, pe ostași, pe țărani, mai ales pe ei, talpa țării i-a iubit și avea grijă de ei. Și aceștia au întreținut flacăra, credință vie, aici la mormântul lui Ștefan cel Mare și au tras atenția pentru a trece în rândul sfinților marele nostru domnitor Ștefan cel Mare. Încercări s-au făcut și aceasta trebuie să o știți. În 1954, când biserica noastră, în urma curajului patriarhului Justinian, trebuia să aducă biserica la nivelul bisericilor ortodoxe surori autocefale. Și când biserica avea dreptul să proclame sfinți români pentru prima dată în istoria noastră, după care plângeau mari învățați și profesori de teologie, toate popoarele vecine nouă și-au sfinți din neamul lor, numai românii ca popor, Sfântului Apostol Andrei, nu au sfinți din neamul lor. Și și-au umplut inima de mare credință patriarhul Justinian, a cutezat și cu mare greutate a izbutit atunci să treacă în rândul sfinților o parte din ierarhii, monahii, credincioșii simpli care au apărat de-a lungul secolilor sfânta noastră credință. Credința după care atât de mult s-a luptat Ștefan cel Mare.
Atunci era prevăzut și domnitorul Ștefan cel Mare să treacă în rândul Sfinților în 1954, adică și domnitorul Constantin Brâncoveanu. Dar n-a putut să fie așa. Și iată, forța Sfinților, forța rugăciunilor lor, cum a făcut ca noi, Sfântul Sinod, cei care suntem în fața dumneavoastră cu toată smerenia și râvna noastră, acum mai mulți în Sfântul Sinod decât atunci. L-am trecut în rândul Sfinților în 1992, în luna iunie.